Stop! Ce faci, unde te duci? A, uite, am o treabă. Dar tu ce faci? Uite, am venit acasă. Aha. Și cu sufletul, cum ești? Cu sufletul? Da. E foame. Păi citești o carte, ascultă o muzică? Fă, tu ești nejurată. Păi de ce? N-ai zis că ți-e foame la suflet? Pentru suflet asta trebuie. Lasă-mă, sufletul, mi-e foame la burtă, lasă-mă în pace cu sufletul. Ce-i? Aha. Păi și ce vrei să mănânci? Păi ce avem? Nimic. Păi și dacă n-avem nimic de mâncare, de ce mă întreb, mă, ce vreau să mănânc? Ca să știu. Ca să știi? De băut avem ceva? Nici măcar apă. Dar ce ai fi vrut? Aoleu, ce aș fi vrut? Ce să vreau? O țuică, o bere acolo, un vin? Mă, ce-ai făcut tu toată ziua dacă nu ai pus și mie să beau un pahar să mănânc pe masă? De ce n-ai tu grijă acasă? Cine să aibă grijă acasă? Eu sau tu? Fericire, tu vrei să ne certăm? Da. Dar eu nu vreau să ne certăm. Câtă vreme am brățara asta pe mână cu forța ei? Eu nu vreau să mă cert cu nimeni. Și vrei să zic ceva, Firicele? Cearta nu e bună. Amărăște, dezbină și nu face bine nimănui. Ia uite că eu vreau să mă cert. Dar eu nu vreau să mă cert. Bă, tu vrei să te pleznesc? Vrei tu să mă pleznești? Da. Soare, 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 raza fie cu tine. Janina. De ce ești mă nesimțit? De ce mă faci bătrână? Da, când am zis eu, tanti, că sunteți bătrână. E, da, cum ai zis, tanti? De ce îmi zici tanti, a? Păi... Niciun păi. Deci fii atent, ca să înțelegi și tu. Tanti este una grasă și bătrână. Eu nu sunt nici grasă, nici bătrână. Eu sunt Janina și atât. Ai înțeles? Am înțeles. Așa, foarte bine. Și în primul rând, vezi că tu ești ca mic să mă întrebi tu pe mine că ce fac eu și așa mai departe. Și în al doilea rând, mă fac foarte bine. A, tu ce faci? Azi îmi dai și mie 2 lei să-mi iau pâine, că mi-e foame. Ți-a foame? Vrei 2 lei? Ete că nu-ți dau niciun 2 lei, da? Data viitoare înveți să vorbești cu mine și poate, poate mă mai gândesc că dacă îți dau ție 2 lei sau nu, da? Ai înțeles? N-am auzit. Am înțeles. Așa, foarte bine. Și nu mă mai deranja că mă bronzez. Ce faci, Janinuțo? Te mă îmbrazez! Bună ziua, Nea, Gian. Bună ziua, suflet curat! Hai să-mi dai și mie 2 lei să-mi iau pâine. Ce faci, mă? Pădulul ăsta e cerbăn care n-are niciodată... Bă, după ce că jignești oamenii, deci nici măcar nu te pricep la ei. Și fii atent, Gianni, fii atent că te-a făcut bătrân, ți-a zis nene. Dar lasă-mă să-mi zic, zi-mă cum vrei tu, mă, și ce vrei, 2 lei pentru o pâine? Da. Na. A, ce ți-am zis? Da, am altceva. Mate, ia uite aici. Ia, ia frumos ăsta, te duci la magazin și ți iei de mâncare ce vrei tu. Dacă vezi că ăsta e mai scump decât o pâine, ei poți să-ți iei sala, muștar, ce vrei tu. Îl dați pe degeaba? Nu pot degeaba, mă, ascultă la mine. Eu îți dau ție ăsta, pentru că mie o să-mi dea soarele de 10 ori mai mult. Hai, du-te la magazin, ia ce vrei tu de mâncare. Mulțumesc. Cu drag. Ia uite, mă, fai de capul meu. Raza fie cu tine. Ha. Capul, mama, hai. Mamă, mamă, mamă. Bă, tu e zănătus la cap? Ce-ai, mă? Bă, tu e de lua asta, lănțișorul tău? Da, mai l-am dat. Și tu știi ce fericit am fost. M-am simțit așa. Da, hai de capul meu. Fericit? Fericit, mă, bă, deci mă simt așa ca și cum, Geninuțo, ca și cum toate forțele bine lui au intrat în mine, mă, știi ce zic? Că, Geninuțo, eu zic o treabă. Eu
Am descoperit care este secretul fericirii. Da? Da. Păi și care e? Păi ia, păi secret. Păi. E secret, fata mea, nu pot să zic. Hai, da. Te-am pupat. Fai de capul meu, bă, ce faci, mă, nu zici și mie secretul? Mă. Gianni! Gianni! Bă, Gianni, bă! Ia stai, mă, așa, bă. Ce, mă? Ce, mă? Ăsta e televizorul meu? Da. Ia pune-n jos aceea. Pune-n jos aceea până nu mă urc cu picioarele pe tine și cu pumnii. Ce, mă? Unde te duci tu cu televizorul, mă? Am o treabă, mă. Ai o treabă? Și-ți trebuie televizor, este? Da, mă. Păi zice, nu e televizorul tău, de ce l-ai luat pe ăsta al meu? Al meu e mic, mă, Bobiță, mă, și eu vreau să se vadă mare. Vrei să vadă mare? Da. Dar ce frumece, ceva important, joacă național, la care trebuie să vă strângeți la cineva în curte sau cum? Nu zic, mă, nu zic, faci mișto de mine. Hai, mă, zic, că după aia vedem noi dacă fac mișto sau nu, ia zi. Vreau să văd pe doamna Luana, mă. Vrei să o vezi pe doamna Luana? Da, mă, vreau să văd pe doamna Luana, că, știi, pe telefon se vede mică, mă, și eu vreau să văd mare. Vrei să vezi mare? Mă, ce ți-a ieșit preotul, mă, când ai fost la spovedanie? Nu ți-a ieșit că e păcat să faci așa ceva? Bă, tu vrei să orbești? Vrei să ajungi să ai ochelari de aia așa ca fundul de borcan? Păi nu, mă, stai, mă, așa, mă, că nu orbesc, mă, că văd chiar bine, mă, suntem mai mulți, mă, care ne uităm la ea, știi? Dar e greu, mă, să ne înghesuim, să ne uităm pe telefon ca data trecută, că ne dăm cap în cap, știi? Ce auză, dracu, vă dați cap în cap? Dar ce faceți voi acolo de vă dați cap în cap? Deci ne uităm la doamna Luana, care ne face pe toți fericiți, bă. Deci fii atent, pe toți ne face fericiți, Bobiță. Deci nu mint, dar de fiecare dată după ce mă uit la ea, știi cum iese fericirea de mine? Ca rachetele, ca artificii! Bă, prostule, dar de ce nu te uiți la doamna Luana la tine în dormitor singur să nu te vadă nimeni și dai drumul la artificiile alea într-o șosetă ceva acolo? Ce vorbești, bă, că e bine mai mulți, bă, că simți altfel vibrația cosmică. E bine mai mulți, eu, sunteți mai mulți. Și unde te duci tu cu televizorul? La Gianni. Ia, uzal neterminat. Nu e, mă, Gianni neterminat, mă, e și el tot fericit. E chiar mai fericit ca mine, că el o știe mai de mult. O știe mai de mult. Ia, și în afară de Gianni și de tine, cine mai e acolo? E mai mult, dar nu pot să zic. E și bărbat și femei, să știi. E, dragi, da. Nu-mi spune. E și femeia acolo cu voi când vă dați voi în cap? Da, mă, fii atent, că e unele care-i băgate ca lumea în vibrații. Mamă, merg și eu. Păi nu poți. De ce nu poți? Nu poți, că nu ești pregătit, Bobita. Așa a zis Gianni și... Iauzi, nu sunt pregătit, așa a zis Gianni, mă. Da, mă, și doamna Luana a zis la fel, că... Da, Bobita, zi, mă, mi-l dai sau nu mi-l dai, mă? Bă, pă, dacă nu sunt pregătit și eu n-am voie acolo, atunci... Și azi televizorul tău ăsta nu pleacă nicăieri de aici, m-ai înțeles? Deci nu vrei să mi-l dai? Nu vreau să ți-l dau. Du-te și zi doamna Luana, că nu știu cum vorbiți voi cu ea, dar du-te și zici că eu nu vreau. Bobiță, dacă nu vrei să mi-l dai, nu mi-l dai. Ieși, deci ieși! Nu-i problemă. Soare, soare, soare. Bobiță, raza fie cu tine. Fac eu răz din altă parte. Adu-mă și mie o țuică, că mai pot de nervă simt. M-a nenorocit nevastă mea, bă, ce rău m-a supărat, bă. Na, dar ce s-a întâmplat? E fericită, mă. Gianni! Gianni, stai, mă! Gianni, nu-ți-o! Nu te mai ține după mine, că n-are niciun sens, ți-am zis. Nu te mai ține după mine. N-am ce să zic, bă. Zim cum să fiu fericită, că vreau să fiu fericită, te rog eu. Tu n-auzi, bă, că e secret. Dacă-ți dau bani? Ia uite, mă, dacă-ți dau bani, dacă-ți dau pe ei, 50 de lei, dacă... 50 de lei, ia 50 de lei. Gianuțu, eu zic care-i faza. Deci eu acum sunt student, bă. E, na, unde? La Academia de Fericire Cosmică și acolo te învață pas cu pas cum să fii fericit. Păi, dar unde e Academia asta? Online? Îți dai seama că dar nu era nebun să alerg pe aici, vă stres să văd la Academie, la... Da, bravo! Da. Ei, și acolo fii atent, deci... Acolo e o doamnă, dar asta care te învață așa pas cu pas ce trebuie să faci tu ca să fii fericit. Știi ce simplu e? Îți dă niște reguli și tu dacă te ții de regulile alea, dacă le faci, deci e fericire garantată, care fericirea e cea mai importantă pe lumea asta. Că... Dar reguli, ce reguli? Reguli, reguli, că ne-a zis, ne-a citit în cărți, uite, îți dau citat acum, deci
Banii n-aduc fericirea. Bam! Și ți-a... Deci eu am mai auzit citatul ăsta și eu nu prea sunt așa de acord cu el. Adică nu cred că se poate să trăiești fără bani, știi? Da, mă, dar și cu bani mulți e greu, mă. Uite și tu la țiria. Are o grămadă de mașini. Păi să stai ca prostul să schimbi uleiul la toate mașinile alea. Tu-ți dai seama. Păi, tu-ți dai seama cât îți ia. Cât e sclavul lor, mă. De-aia ai tu bani mulți, mă, să fii sclavul la mașini. Nu mai zic de avioane. Ce mai... Dar stai așa, mă, pe ce el schimbă uleiul, că n-a știut? Ia uite, să vede că n-ai avut niciodată mașină în viața ta, fata mea, vede. Pe una acum, dacă ai avea mașină, l-ai lăsat pe una așa să pună mâna pe aia să o zgârie. Nu prea. Aia zic și eu, și plus că țiriac e genul ăsta care le face el cu mâna lui pe toate, înțelegi? Eu l-am văzut de tânăr. Păi când era tânăr, el a jucat tenis cu mâna lui, n-a pus pe altul, știi? Ia-mă niște bani să joci tenis în locul meu. Posibil. Păi nu că posibil, așa cum zic eu. Și spun, uite, la școală aici, deci m-am învățat regula secretă, știi care e? Deci fii atent. Deci dacă gutai mai puțin bani, cu atât ești mai fericit. Deci dacă ai bani, trebuie să scapi de ei, înțelegi? Păi tu știi cât de fericit am fost eu acum când i-am dat lățișorul la mic? Fai de cap, mă! Deci mi s-a făcut pielea de găină! Pe interior și pe afară și... Uite tu că mi-ai dat banii. N-ai simțit așa bucuria aia care... Dă-n... Nu? Nu prea. Nu prea? Pe asta și de ce? Că nu mi-ai dat în suflet, mă. Asta e, dar așa eram și eu la început. De la Academie m-am învățat care e secretul, știi care e? Trebuie să-i dai din suflet. Trebuie să-i dai din suflet și după aia vine fericirea. Uite acum, de exemplu, ai 5 lei la tine? De ce? Trebuie să facem o probă. Dar trebuie să-mi dai din suflet ca să simt fericirea, înțelegi? Dacă nu mi-i dai din suflet, deci nu iau. Deci nu iau. Deci, ia, Gianni, hai să... Așa. Ia 5 lei. Ce-a fost asta? N-am zis bine? Nu așa, mă, Gianni, nu, mă, trebuie să mă rogi frumos, mă. Te rog eu? Păi stai puțin, că să-ți explic de ce, că te arunci așa. Te rog eu, te rog, stai un pic să-ți explic care-s pașii. Deci fii, deci dacă, de ce trebuie să-mi dai așa ușor, să mă rogi frumos alea? De ce? Că sufletul așa se curăță, înțelegi? Se curăță de murdăria de la bani. Deci cum ar veni toxinele alea care se strâns de-a lungul anilor. Și tu când mi dai, te eliberezi, înțelegi, și ții fericirea. Ia, mai încerc o dată. Te rog eu, ia banii ăștia. Mai pune 5 lei și mai încercăm o dată. Că eu chiar cred că... Așa. Gianni, te rog eu din tot sufletul meu, ia ăștia 10 lei. Bravo. Băi, băi, ia zi-mă. Zi cum a fost. Deci, vă spun, a fost foarte bine. A fost, n-ai simțit bucuria aia care-i da, face da, tine? Da, 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 da. Și acum, pe din afară și pe din da, bravo. Da, auzi, da. Ce aveam să te întreb? Cum o cheamă pe doamna asta? Doamna Luana. Dar eu aș putea să vorbesc cu doamna Luana? Știi de ce? Că eu n-am fost niciodată studentă și parcă m-aș face acum. Ia stai mă, ia fii atent, că-ți arăt acum, fii atent. Ia. Ia fii atent. Bă, Bobiță, bă, ce să zic eu, mă, o singură plăcere, cea mai mare bucurie pe pământul ăsta aveam și eu să mă cer cu nevasta și nu mai e nici asta, mă, gata, s-a dus. Ia, de ce este ce-ți, bă, cu nevasta? De la stres, bă, Bobiță, bă, de la stres, de la supărare, că eu așa fac, pe mine când mă apucă stresul și nervi, eu mă duc și mă cer cu nevasta, mă, cu cine să mă cer, nu cu ea? Bă, eu cred că de-aia avem noi nevesti, de-aia a fost inventată. Ca să te cerți cu ea, mă, să nu te cerți cu lumea străină, mă, ca să rămână acolo în casă, te cerți cu oamenii pe stradă, mai știi, Doamne ferește, peste cine dai. Păi vine eu la tine ca să-mi vărți nervii pe tine, ia zi. Păi nu, și pe cuvântul meu că nici n-aș vrea să vii la mine să-ți vergi nervii pe păi mine. Păi nu, mă, Bobiță, că la mine, știi cum e la mine, distanța dintre ceartă și bătaie e foarte mică. Mi-e dat schimba cazul, nu știu și dacă înțeleg. Și la tine înțeleg. Cam doare bătaia așa. Da, la mine cam doare da. Și, Doamne ferește, că eu și dacă dau un glumă, dau tare și eu cu tine. Nu vreau să mă supăr, bă, Bobiță, că vorba aia te supăr pe mine. Nu mai primești pe aici, nu mai dai pe datorie și eu te respect, bă, Bobiță, bă, așa că singura la capitolul ăsta e nevastă mea, mă, cu ea te cerți, cu ea te cerți, te cerți, te baci, după aia te împaci, că tot să te cerți cu ea acolo. Te cerți o zi, două, trei, stai supărat o zi, două, trei, nu? După aia te împaci, mă, că ești... În aceea casă acolo, în aceea spațiu, adică la mine e și casa mică. Cât să stai, mă, supărat, că doar oameni suntem, nu? Bă, fericire, să nu te speri pe mine, dar vreau să zic ceva. Tâmpită metoda aia, bă, ca să scap de stres. Ce are, bă, Bobiță, că eu alta n-am, mă? Că eu așa fac, mă, pe eu când mă apucă stresul, mă duc și mă cer cu nevastă mea, mă, dar cu cine să mă mai cert acum, mă? Bă, ce frumos mă certam eu cu nevastă mea, bă, când eram noi altă dată, bă. Bă, râdea inima în mine, mă, când mă certam cu ea. Bine,
Dar și nevastă mea, îți face o plăcere să te ceri cu ea, mă, că știi să certe. Păi țipa asta se auzea de la trei străzi, mă, și mie îmi plăcea, adică țipa meu, țipa ea, o zicea meu de măsa, zicea de mama, dacă pac, pac, din vorbă în vorbă se zicea și la câte o palmă, dădea meu două palme, dădea două palme, uite așa. Băi, și după aia ne împăcam, ne culcam împreună și aia era, mă, dar acum, mă rog, cu ce să mai fac, mă, că e fericită, ce să fac eu cu ea? Păi de ce nu mai merge? Adică de ce nu mai... N-auzi, mă, că e fericită, n-auzi? Că nu se mai poate certa acum aia cu mine, că dacă se ceartă cu mine acum, zice că aia îi scade aia de viață, adică îi se reduce viața, mă, trece mai puțin, auzi? Păi stai-o puțin, dar la voi cum e cearta asta? E pe vrutele, nu vă certați și voi când vă sare pandaliile? Nu e, mă, că la aia nu era așa, mă, e... Vezi, fii atent, știi ce-a făcut, mă, acum? Ce-a făcut? M-a pupat, mă. E. Bă, m-a pupat, adică eu țip la ea, fac ca toți răce și ea mă pupi, pe tu mă pupi. Păi și ce vrei, mă, să facă? Nu e nevastă ta, nu e normal să te pupe, sau cum? Haide, bă, bobiță, pe ce nu mai suntem copii să ne mai pupăm? Nu le mai pupăm, mă, că... Bă, bă, știi cum faci acum? Când mă apucă, dragii, și când se sară muștați, o face așa. Soare, soare... Raza fie cu tine. Aha, de unde știi? Și are o brățară mică și o pupă din când în când? O bilă galbenă, da. Animale cu clești. Gata, domn primar. Am terminat. Peste tot am făcut curățenie lună, ca data trecută. Bravo, mă. Vii și săptămâna viitoare? Da, așa cum ne-am înțeles, o dată pe săptămână. Da. Poți să te rog ceva? Zi. Poți să-mi dai bani în avans pe trei curățenii? Ce-a fost asta, mă? Acum faci ca fericel? Cer bani în avans, după aia dispar ca măgar în ceață? Bă, vezi cum tot asta e veche, mă, și eu știu de mult, da? Dacă vrei să mă faci, găsește altceva. Păi nu vreau să te fac de nimic, domn primar. Păi atunci ia banii ăștia și taci, gata. Ia uite, mă, la ea. Bani pe o săptămână. Uite aici. Te rog eu, domn primar. Mă, tu n-auzi că nu? La ce-ți trebuie? Hm? Ce, n-are fericel bani de băutură? Nu, nu, că nu sunt pentru fericel. Pentru mine sunt. Pentru tine? Da. Ce? Capoate, bătice, bundițe, mâncare? Sau brățări, că văd că e o brățară frumoasă la mână. Ha? Îți place? Mhm. Hai să zic. Vreau să cumpăr pachetul complet de 10, știi? Asta este brățara fericirii cosmice. Ce pachet este, mă? De la Academia de Fericire Cosmică. Că m-am băgat și eu. Stai să-ți povestesc. Sunt 10 ședințe, eu am făcut 2 și uite ce bine mă simt. Sunt foarte bine, dar acum e o ofertă. Vreau să cumpăr pachetul de 10 ședințe, știi? Dar numai astăzi e redus, știi? A, ce zici, îmi dai banii? Academia de Fericire Cosmică? Da. Aici, la noi? În Fierbinți? Da, aici, în Fierbinți. Dar eu nu pot să spun mai multe despre ce e vorba. Îmi dai banii? Nu. Nu-mi dai banii? Nu. Soare. 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 Asta e, domn primar. Dacă nu vrei să-mi dai, nu vrei să-mi dai. O zi bună. Raza fie cu tine. Raza fie cu tine. Academia de Fericire Cosmică, mă? Aici? Robi, unde ești, mă? Hai că ai de făcut o anchetă. Nu, ieri. Învățați de la copaci ce e fericirea. De la iarbă, de la păsări, de la cosmos, de la toate poți să înveți ce e fericirea. Ce credeți, căcioara are depresie? Nu, nici pelicanul. Îi zboară și atât. Ea nu se gândește prea mult. Nici pelicanul. Pentru că ăsta este secretul numărul 1 al fericirii. Să nu gândești... ...prea mult. Secretul numărul 2 al fericirii este soarele,
Soarele este fericit că vă dă lumina. Luați cât mai mult din lumina soarelui și dați mai departe cât mai mult. Cât mai mult să dai mai departe. Și ia de la soare, ăsta e secretul numărul 2. Secretul numărul 3 o să vi-l spun data viitoare. Nu uitați să vă abonați la Gianni, să vă plătiți la el și el îmi trimite mie banii prin poștă. Și nu uitați să cumpărați brățara fericirii cosmice și eterne. Pa, ne vedem data viitoare. Hai de cap, zim. Zi și tu dacă nu e belea doamna Luana. E belea de belea, mă, n-ai ce să... Mamă, dar e și foarte frumoasă doamna Luana. Auzi, deci prima regulă e să nu gândești mult ca să fii fericit? Ai văzut? Wow. Auzi ce simplu era, mă. Bă, dar înseamnă că sunt deja la avansați. Auzi, dar de unde știi pe doamna Luana? E în Italia, e bine, n-am mai zis la nimeni, deci nu mai zici, rămâne între noi, că e... Și era mână-mână cu papa de la Roma, cu toate secretele alea de la Rea, pe acolo, pe bun. Ai văzut ăsta, codul lui Da Vinci? Nu, auzi, dar mai vreau să te întreb ceva. Brățara, ce e cu ea? A, brățara asta? Asta e brățara fericirii cosmice, cum ar veni. Brățara soarelui, știi? E plină de energie, eu am atinsă de doamna Luana. Ia, pune mâna, să vezi cum te... Ia, hop, că te știi, că nu simți? Ce? De energie care... Parcă! Nu? E plină, mă, e plină de energie. Dar... Ai și 100 de lei asta, uite, ca să vezi că țin la tine, ți-o dau cu 50 de lei. Păi înseamnă că trebuie să mi-o dai deja, că eu ți-am dat 50 de lei. Ia, stai, mă, nu, că ea nu se pune, mă, aia e altceva, mă. Ia, dar n-are treabă cu... Da. Bine, păi dar n-am la mine, am acasă. Păi foarte bine, te duci acasă, iei bănuții și vii la mine la 4, că intrăm live cu doamna Luana să mai facem niște ședințe de-astea, să ne mai spună secrete pentru cum ar veni fericirea cosmică. Păi atunci mă duc repede, iau banii și vin la tine acasă. Perfect așa. Bine, perfect. Te pup, papa. Te pup, ne vedem la mine. Raza fie cu tine. Raza fie cu tine. La ora 4? La 4. Raza fie cu tine. Raza fie cu tine. Auzi, bănicule, ce televizor ai acasă tu? Auzi, băi, Dorele, ce droguri luați voi, mă? Academie de fericire cosmică? Mm? La noi în Fierbinți? Uh-huh. N-am auzit. Bă, tu afli cine e și unde e, că sigur e undeva. Uh-huh. Aveți cumva și alte indicii? Nu. O să... Să fie greu. Ia uzi, de ce? Păi, dacă e academie, ăia sunt deștepți, nu? Adică știu să se ascundă bine. De unde știu, mă, că sunt deștepți? Păi dacă e academie, domn primar, păi, și dacă e academie, ăia nu sunt academicieni, academicienii nu sunt deștepți, adică nu oricine ajunge acolo, sunt implicați numai oameni foarte deștepți. Bă, tu fă cum îți spun eu, că acum apucă, draci. Păi cum adică, mă, să vină cineva pe aici să facă ceva și eu să nu știu? Păi e frumos, mă? Păi de ce să nu fie frumos? Că nu plătește taxe de-aia. A, așa se explică, da. Deci, investighează. Investighez. Acum? Nu, ieri. Mă ocup, domn primar. Noroc. Brânzoi, stai așa. Ai vreo legătură cu Academia de Fericire Cosmică? Ce e? Cu Academia de Fericire Cosmică. Lasă-mă, mă, cu prostiile tale. Bă, tu răspunde la întrebare, mă. Dar tu ai vreo legătură cu corectitudinea și cinstea? Bă, ce mă bagi în discuția asta pe mine, mă? Tu răspunde la întrebare. Nu, n-am. Uite, ți-am răspuns. Eu cred, domn primar. N-are. Adică... Ăsta a fost interogatoriu, mă? Păi dacă îl bag la aia, cercetați. Aaa, ia stai-mă așa. Bă, Zoie, fii cu minte. Ce e, bă, cu brățara asta? Asta nu-i brățara fericirii cosmice, că mi-e așa, mi se pare. Hai, zi tot. Să nu încep să-mi plângi. Hai.
A făcut o treabă, deci beton, beton. Mâine facem aceeași treabă, dar mă gândesc eu cu cine și zic. Uite aici, 2 lei frumos. Bine, nenea, Gianni, mulțumesc. Cu drag, cu drag. Aroroc! Punește-o pe masa aceea, Felicele. Ia zi-mă! Ce? Care-i treaba? Pentru ce ai nevoie tu de televizor mare? Că n-ai izdoră să un televizor mare, că ai nevoie de televizor mare. Păi pentru ce să am eu nevoie de televizor, mă? Că n-am... Ce întrebe mie televizor? N-am nevoie, nu? Băi, tu faci de-asta cu noi, mă, ce dracu, adică... Ce? Te-ai apucat aici, face sex în grupă, faceți nu știu ce... Păi e frumos mie să nu zic... Ce dracu ai făcut, mă, Firicelu? Ce vreau, bă, că nu am putut abține unul. Ți-a spus că la mine distanța dintre ceartă și bătaie este foarte mică. Dar las că doar l-am mângâiat puțin, își revine imediat. Scoală, mă, că n-ai nimic, mă. Haide, mă, scoală. Ce droguri visezi, mă, Nicule, mă? Băi, Dorele, vezi, bă, că drumul ăsta e fundatură, bă. Se încurcă... acolo. Nu, că noi nu facem de-astea, mă. Dar ce faceți voi, mă? Nu e treaba ta, mă, fii atent. Ai cumva să-mi dai și mie un televizor din ăsta cu ecran mare până diseară? A, gata, mă, am înțeles. Deci voi mâncați niște ciuperci de-alea așa și vă uitați la filme chinezești cu bătaie este. Hai, lasă, că am auzit pe la băieți prin Colentina. Nu e asta. Nicule, fii atent. Deci noi suntem la Academia de Fericire Cosmică, da? Și unde nici nu e cu droguri, dacă vrei să știi. Ce Academia de Fericire Cosmică, mă? Care, sunteți mai mulți? Da, și să știi că suntem foarte fericiți. Cum adică, mă? Ia învață-mă, mă, și pe mine să fiu fericit, mă, că vreau și eu să fiu fericit. Vrei să-ți arăt? Dacă, uite, dacă tu mă convingi pe mine cum să fiu fericit așa, cred că vă dau televizorul împrumut. Fii atent. Ia, hai. Deci trebuie să ții respirația, știi? Și în timp ce ții respirația, trebuie să clipești și să nume. Fii atent, uite la mine. Ia, uite cum faci. Ia. Lasă-mă, mă, ușor, așa, mă. Bă! Dar ce dai, mă? Mă, Firicele, ce ți-am făcut eu ție, mă? Bă, dar lasă-ne, mă, acum ne-ai pe noi la întrebări, ce ți-am făcut eu, Firicele, ce-i cu tine, ce nu știu ce. Tu să ne zici nouă cine mai băgat în treaba asta, cu cine mai combini tu, cine, cât sunteți, cum fa... Bă! Bă, ce dracu ai, mă, trupul ăsta? Abții, bă, Firicele. Nu, mă, lasă, că asta a fost gândită, m-a fost calculată. Asta ca să spun adevărul când îl întreb ceva, mă. Să țină minte. Hai, mă, gata, scoală. Că nici acum i-am dat așa tare. Hei! Domn primar, încercați să vă uitați la soare. Dar fix în el, fix în el. Deci direct în soare? Da. Bă, nu pot, bă, Robi. Haideți, domn primar, încercați. Bă, n-auzi, bă, că nu pot, nu pot. Bine, e foarte greu, adică nu oricine poate. Trebuie să fii pregătit, vă dați seama. Fiți atent la mine. Mă, de ce faci, mă, bă, Robi, bă, ia uite, de ce faci, mă, halul ăsta? Bine, nici eu nu pot foarte mult. Pentru că de acolo vine energia, domn primar. De la soare. Că soarele ce e? E mijlocul cosmosului, domn primar. Adică el ne dă tot ce e mai important. Adică dacă nu exista soare, nu exista viață. Adică asta ai învățat-o acolo la Academia de Fericire Cosmică? Da. Și asta ne învață doamna Luana. Și ne-a dat și brățările astea cu biluța asta galbenă. Că știți ce reprezintă biluța asta? E galbenă, adică e soarele. Adică cum ar veni, eu porc cu mine forțele soarelui. Și de ce te-ai dus tu la aștia? Că vreau să fiu fericit, domn primar. Eu mereu mi-am dorit să fiu fericit, dar nu știam cum. Dar acum știu ce greșeală făceam. Eu, ca prostul, mă... deconectam de la soare. Vă dați seama? Dar acum am învățat, adică știu cum să mă conectez. M-am prins. Te uiți fix în soare. Exact. Bine, și mai e un motiv pentru care m-am apucat de asta. Că eu mi-am dorit tot timpul să fiu academician. Știți ce tare s-a bucurat mămica? Că mi-a și zis, Robi,
tu, academician? Zic, da, mă, mică, eu. Că ea, săraca, n-a crezut nici când am luat bacul, dar l-am luat. Bine, eu am copiat, dar l-am luat bacul. Dar acum, vă dați seama, am făcut-o praf. Eu sunt singur un neam academician. Da, bravo, mă, dacă și mămica s-a bucurat, e clar, e de bine, bravo. Vă dam și o întrebare. De unde ai aflat tu de academia asta? Haide, capul meu, deci știi cât de fericit sunt, Nicule, deci nici n-am cuvinte să zic, mă. Și-am ajuns numai până la 28. Auzi, mă, dar stai, mă, puțin, că eu nu înțeleg. Tu ești fericit că respiri? Da, mă, tu-ți dai seama, mă, că dacă nu respiri, te simți așa închis în tine și trist și... Normal, dacă nu respiri, ești mort, ești pas, a terminat. Vezi, mă, vezi? Asta vă învață, mă, pe voi la Academia asta de fericire cosmică? Da. Deci tu-ți dai seama că ăsta e unul dintre lucrurile care noi oamenii nu știam că le avem, mă. Știi, eu acum am aflat cum e să fii fericit, mă, și fii adecărit nu m-a costat mult. Stai așa. Ce? Stai puțin, că numai acum l-ați fost sărâși, o să fiu ce-o fericit. Adică tu dai și bani pentru treaba asta, mă? Da, am dat bani, nu mulți, dar am dat. Băi, asta nu e Academia de Fericire Cosmică, bă, Dorele. Asta e Academia de Prostie Cosmică, bă, băiatule. Prostie și tu, bă, că doamna Luana e cea mai tare, mă. Mă interesează, mă, pe mine cine e doamna, cine, mă, Luana? Da. Și ce face ea și nu mă interesează, mă. Vezi că cine te-a băgat în Academia asta de Fericire Cosmică și a cam bătut joc de tine, bă, băiatule. Ce-a bătut joc? Tu nu vezi, bă, că ești ofticos, că eu am învățat cum să fiu fericit și tu nu știi cum să faci, bă. Deci fii atent, că nici nu mai vorbesc cu tine. Zi, îmi dai televizorul sau nu mi-l dai? Băi, Dorele, hai că mi-am brățit gura de pomană, mă. Zi, mă, mi-l dai? Hai, noroc! Zi, mă! Raza fie cu tine, oricum. Mă spune numai adevărul. Te rup dracu ceva, Nil. Vreau să vezi dacă mai mintir cu tine. Nu mai te amâncăță și curița, că zic tot. Ma, nu e, mă, nici orgie de-aia la care vă gândiți voi, mă, eu noi facem aici o academie care să-i învețe pe oameni să fie fericiți, n-are treabă cu... A, deci e vrăjeală și mai mult gargară, este? Da, mă, nu e, da. Și ce-ai implicat, tot mă, și pune-i voastră mea în toată asta voastră. Păi dacă e guster, n-ai știi că... Stai, mă, că doare rău, mă, de ce dai? Da-și, dracu, din gură, că decât să-ți dai asta, mai bine îți dau eu, da? Corect. Ia zi, care-i faza? La ce doamna Luana se uită Dorel? Ce, care-i combina? Cine-i doamna Luana? Nu e, iar diles, mă. Era pe telefon, înțelegi, care face femeie și de-aia nu recunoști, mă, de-aia diles. Fii cu minte, fii cu minte. Ardiles? Da, adică eu mi-am dat seama că nu e nicio doamna Luana. Dar știți cum? Atunci când Gianni a vrut să sune pe doamna Luana, am văzut numărul și era numărul lui Ardiles, că eu îl știu pe de rost. Dar eu mă simțeam bine, adică, și m-am făcut că nu văd. Că facem tot felul de exerciții, de fericire. Și azi la 4 avem întâlnire. Ia uzi. Și cine mai a băgat? Bun, deci de nevastă lui Fericire am aflat altcineva. Păi Gianni... Ia uzi. Da, că e la el acasă, se fac ședințele. Mă rog, mai multă lume. E și Dorel. Mă așteptam. Și Bobiță? Bobiță nu. El chiar nu trebuie să știe că... El nu e genul care crede în așa ceva. Adică e fix genul dumneavoastră. Gata, mă ajungi. Ia stai așa. Bobiță, ce faci, mă? Pe unde ești? Trăiți, domn primar. Ziceți repede ce aveți cu mine, că... Am treabă, dar nu mai știu cum mă cheamă. Ardiles te cheamă. Sau doamna Luana. Cum să zic mai bine? Mă trei vecini de-ai mei și antena mea de bulgar, dacă știu la ce te referi, domn primar. Să fii tu al dracu, că nu știu la ce se referă domnul Vasile. Ce faceți, mă, unde erați? La Dalita, în birou, dar în florile. Dar de ce ai închis ușa aia, că e cald rău? Să nu se audă. Ce să nu se audă? Tu să nu te auzi. De ce? Bă, dar ne-am oricum întrebările astea, mă. Lasă-ne, mă, pe noi, mă. Tu zine nouă, adevărat. Ești doamna Luana sau nu ești doamna Luana? Ca să știm. Ai grijă ce răspunzi. Da, mă, eu sunt. Bun. Și ai făcut Academia de Fericire Cosmică. Stați-mă așa că n-am inventat noi apa caldă și nici gaură la macaroane.
Asta l-am luat pe Gianni cu mine, puteam și singur, dar l-am luat și pe el și am văzut că e multe de-astea pe internet ăla. Multe academii de alea, de bătușnițele, academii de tuns, academii de vrăjală în discotecă, academii de... Iată-l, dracu, ce te-ai gândit tu? Stai, mă, să mai fac și eu una, nu? Da, m-am gândit să fac și eu una mică. Una mică? Păi asta e mică, mă, când zici de fericire cosmică, păi asta e maxim ce se mai poate face, e ca Chinta Royală, dacă mă întrebi pe mine. Uite, mă, dar t-am adus capul, ce să fac? A, da, t-a adus capul? Bă, nu că t-a adus capul. E bine, de top. Bă, dacă tu ai fraierii pe ăștia, că dacă se uită în soare și dacă respiră să-ți dea și bani, dă-te dracu de aici, că dacă nu erai așa urât, te sărutam pe gură. Acum, mie nu vine să cred cum de mie nu mi-a venit ideea asta. Vasile, n-ai ce să comentez, că ideea e șmecheră, ce să mai... Corect, Bobista, dar partea nasoală a direcției că se închide academia. Păi de ce se închide academia? Păi uite așa, se închide academia, înțelegi? Că e păcat, nu ai prostit nevastă mea în cap, de-aia se închide la academia. Te rog eu frumos să mă faci la Glock să mă repar, că altfel îți fără rău de tot. Păi așa, dar ce mai faci? Băi, tași în gura aia. Să nu mai fie vrea, bă, și să nu mai fie, să ai grijă de tine, să nu vă mai certați. Și acum nu-ți convine și ție că ai liniște în casă? Eu am crezut că asta vrei. Băi, nu-mi convine că ești tu prost, că mi-e plăcea că se certa cu mine, că mă scăpa de stres, să mi-o repar la loc, ai înțeles? Ia zi, eu luau bani pe prostia asta? Da, mă, că la toată lumea, treci din nou, mă. Băi, dă-i înapoi. Ia gata, mă, ușor, fricere, ușor. Bă, deci cu durere și cu curvea înlămurită, că atau creierașul, dar... Tot nu e frumos, mă, că uite, Robi, acum în loc să dea jos pisicile din copac, el ce face? Dă pupici la brățară și așteaptă să coboare singure pe rază. Păi e frumos, nu? Mam, stai puțin, că asta cu Robi, că dă pupici la pisicile, nu-i nimic. Dar fii atent la Dorel. Deci Dorel a început să dea bere gratis la toată lumea, căci că la fiecare bere de aia gratis pe care o dă el, se întoarce pe dracu să rea binele în el de 100 de ori și face lui bine. Numai că binele ăsta lui, pe mine m-a nenorocit la bani, îți dai seama, da? Bun, deci una peste alta, se închide academia. Da, mă, dar de ce să închide academia? Că l-am făcut și lucruri bune, adică le-am spus oamenilor să nu mai fie răi, să nu mai fie dracu, să nu se mai certe între ei, să fie mai bun, să dea și la fine fericele. I-am zis undeva asta să nu se mai certe cu tine, că timp are brățarea aia la mână, nu să te mai cerți cu ea până la adânci, bătrâneți. Pe mine îmi convenea, mă, n-auzi că mă certam cu ea când mă scăpa de stres. Stai, mă, frice, nu te nervă, mă, că nu așa se rezolvă treburile. Fii atent cum se face. Deci, Ardiles, dacă nu închizi academia, atunci îmi deschizi și o academie de impozite și de la bani înapoi de ajutor social. Mă. Și atenție, ghiși cu cine încep? De ce te uiți la mine? Și îmi deschid academie de bătaie, mă. Și atenție, tu ești primul student, ai înțeles? Și te bag și la program intensiv de antrenament. 3 ore antrenament, 3 minute țigare. 3 ore antrenament, 3 minute țigare. Și uite așa, 12 ore pe zi, 7 zile din 7, mai înțeles? Și tu îți deschizi, mă, academie? Nu te întreagă să mai fac academie dacă am făcut ăștia doi. Eu fac centru de recuperare la ce universitate și fac ăsta. De-aia, paliativă cu oamenii, când ești, mă... Când ești, mă, paliative. Bă, eu nu vreau să mă cer cu voi și... Hai să o rezolvăm, adică fii atent, fericirea la tine e foarte simplu, că la tine nevasta crede în îmbrățarea aia și în tot ce i-am zis eu. Tu dacă te duci acasă și o rupi și o arunci, poți să te ceri cu ea până vă ia dracu. Băi, e sigur? Foarte sigur. Foarte. Cu voi băieți nu știu cum să fac să ne împăcăm. Băi, am eu o idee. Hai, noroc! Da, hai să tragi. Ce faci, mă, aici? Am venit și eu la întrunirea asta. Păi aici eu credeam că... Că ce? Nu contează. Și acum pentru toată lumea, direct în direct, doamna Luana. Wow. Raza fie cu voi! Raza fie cu noi! Aș vrea să nu mă întrerupeți. Voi fi foarte scurtă, pentru că va fi ultima oară când mă veți vedea. Ultima oară pentru că am fost învinsă de forțele răului care mă vor da afară din cosmos cu bătaia. Am citit în globul de cristal al fericirii cosmice și vă zic și vouă. Fericirea nu este nici bună și nu este nici rea. Este așa și așa. Fericirea, cum vine, așa și se duce. Și avem regulă noi. Dați, peste tot dați orice, dați orice oricui. Mai puțin, nu mai dați băutură pe gratis. Mai ales ăștia care lucrați în cârciu, mai auzit, Dorele? Cu mine a vorbit? Cu mine? Și mai avem.
brățara fericirii la mâini. Toți avem brățara fericirii cosmice. Dar mâine vă voi trimite brățara norocului cosmic. Vă voi trimite prin Gianni. Doar 20 de bucăți la doar 50 de lei bucata. Cumpărați brățara norocului cosmic. Că ce este fericirea fără noroc? Nu face doi bani. Și a treia regulă pentru fericire este să-l votați pe Vasile Primar. Vasile Primar pe viață. Pa, m-am pupat. Pa! Hai de capul, bă. Gata, mă, a fost? Mai vine niciodată? N-ai auzit, mă, că nu. Asta a fost. Și tocmai când începuse și mie să-mi placă. Și eu m-am împrumutat să am bani de pachet de ședințe. De ce ai zis de domn primar că n-am înțeles nimic? De asta așa. Robi, tu crezi în ce zice doamna Luana? Da, mă, da. Da, mă, da ce? Dacă o crezi, nu mai cerceta. Gianni, te rog eu frumos să-mi pui și mie o brățară de aia, mă, de loc. Da, și eu vreau, Gianni. Deci gata, așa rămâne. Mâine veniți frumos la mine și vi le dau, da? Deci așa rămâne, gata. A, bun, atunci... Asta-i. Hai să mergem acasă, fiecare la casa lui, cum ar veni. La revedere, la revedere. Deci mâine veniți frumos și vă rezolv. Nu e, ce ai... Două bucăți pentru tine special, hai! Că... Bă, deci filmulețul a fost făcut fix, pe fix, mă, să mor dacă n-a fost unii care a crezut că suntem în direct. M-ai supărat pe mine, mă? Nu mai, mă, mi-a trecut. Ia zi, mă, câte dracu de astea ai făcut, hă? Am făcut 15. Mamă, vezi că suntem jumătate la treaba asta, da? Da, mă, da, și acum am vorbit, pe dar... Vasile, ești mulțumit? Foarte mulțumit. Păi de ce să spun că e rău când e bine, nu? Da, hai noroc, băieți! Ia, ia uzi! Mă, mă, nu ne rupi răsara, mă! 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 Ți-a intrat pe normale, deci e nebună! Hai de viață, mă, ăsta dă tare rău de tot, mă! Deci mi-a dat una, dar am văzut stele verzi de mult la cap! Ai văzut raza, mă? Raza fie cu noi, Ziloana, raza cum era! Raza fie cu noi! Ia ai văzut, tu nebunule! Bă, vrei să spun ceva, Ardiles? M-am uitat pe filmulețul ăla cu tine? Dacă nu eram însurat, pe cuvântul tău de nu mergeam acum la Vasile să le pună curile și pirostriile, te lau! Păi, dar nu ești însurat, nebunule! Cum, mă? Tu zic, nu ești însurat! Ba da, mă, simt! Unde dracu ești însurat, mă, unde nevastă? Ce ești nebun la cap? Mamă, dar ți-a dat viricel rău de tot ție, mă, nebunule! Păi n-auzi, mă, că am văzut stele verzi, ești nebun la cap! Să vii la nevastă! Mai să-ți dau cu ceva ca să-ți treacă. Care nevastă ta, mă?